Băieților, astăzi am pentru voi un haul destul de mărișor cu produse de skincare, haircare și make-up. Vreau să vă duc la cunoștință doar atât, că am câteva produse și cutii care au stat frumos la locul lor, aici în colț, în spate, unde nu le vedea nimeni, neatinse, doar desfăcute, să vedem că totul este în regulă, cred că și din ianuarie, dacă stau bine să mă gândesc. Astea fiind spuse și făcând introducerea foarte, foarte rapid, vreau să începem cu câteva produse de la Oriflame și Avon și după aceea trecem la grosul grosului. Așa, de la Oriflame am văzut eu o chestie foarte, foarte faină și mi-a plăcut conceptul acela, așa că mi-am comandat pentru mine și pentru Claudiu două parfumuri de acest fel, care arată așa. Ele se numesc Lost in You și arată tare frumos la mine pe raft aici în spate, pentru că ele formează împreună o sticlă, jumătate roz, jumătate gri. Cu siguranță nu știu să vă spun prețurile, pentru că sunt produse cumpărate de ceva timp și am uitat să scriu prețurile la ele și fiind de această vârstă foarte înaintată, am uitat să le notez. Fata la care îmi fac eu comenzi la Oriflame este una dintre colegile mele de la servici și aceasta a văzut că îmi place tare, tare mult gama aceea Swedish Spa. Mi-a făcut cadou o cremă de mâini. De fapt, ea este o mască de mâini de la Swedish Spa. Abia aștept să o încerc, să știți că încă nu am încercat-o pentru că efectiv am o tonă de creme de mâini pe care abia aștept să le încerc, să le testez și așa mai departe. Cu siguranță o să vină și ei rândul și o să vin cu părerea aici către voi, dacă îmi place, dacă nu-mi place și așa mai departe. Aici am o plăsuță de la Avon și aș vrea să vă arăt ce mi-am cumpărat. Aici sunt de fapt două comenzi. Am văzut eu acum ceva timp că a recomandat Andreea Balaban un ruj. Este vorba despre acesta, Power Stay 16 Hours, și bineînțeles că mi-am cumpărat două nuanțe. Este vorba de Can't Quit Care și Resilient Red. Acestea sunt rujurile, așa arată. Să știți că sunt destul de rezistente, am încercat acesta roșu. De fapt, pe acesta roșu l-ați văzut în clipul anterior, cu rutina de skincare, pentru că l-am încercat într-o seară să văd cum arată și apoi m-am demachiat și s-a luat destul de greu. Acestea sunt primele două. Mai am aici, tot datorită Andreei Balaban, mai am aici o bază de ploape de la MAC, care vine așa într-o cutiuță foarte neagră, elegantă și simplă, îmi place ambalajul. În interior ea se prezintă așa, foarte elegant, ambalajul simplu. Culoarea este asemănătoare cu cea a ploapelor. Abia aștept să o încerc, pe unele le-am încercat, am avut timp, aceasta este una dintre comenzile noi. Mai am aici, doar că am uitat să-l aduc pentru că este în baie, un gel de duș pentru care o să vă las o poză aici, pe care l-a cumpărat Claudiu pentru că mirosea foarte fain și a spus că o să-l folosească și el. Și într-adevăr îl folosim amândoi, miroase foarte fain, miroase a primăvară. Fapt pentru care mi-am adus aminte că voiam să vă anunț ceva la început. Am vrut să încep videoul cu o bluză mai subțire, mai frumoasă, mai elegantă, însă mi-este atât de frig și plouă afară atât de urât încât nu am putut să mă îmbrac într-o bluză de vară, nici măcar să aduc primăvara aici în cadru pentru că îmi este frig. Nu am ce să fac, îmi este frig, așa este afară. Asta este, însă vă spun eu că o să vină din ce în ce mai cald. Așa? Iar ultima chestie pe care mi-am cumpărat-o este acest instrument de cuticule pe care să știți că l-am încercat și vreau să vă spun că este atât de fain și face o diferență în curățarea cuticulelor. Eu am o problemă cu cuticulele, în sensul cresc foarte, foarte mult și cresc parcă prea gros. Acest instrument m-a ajutat să încurăț foarte frumos unghiile. Bine, dacă ar pune și focus, el arată foarte fain. Mi se pare mie destul de profesional
și îmi curăță foarte bine unghiuțele, mai ales cuticulele. Îl recomand și cred că a fost doar 10 lei, deci ăsta merită 100% și îmi pare rău că nu l-am cumpărat mai repede pentru că am nevoie de el. Ceea ce vreau să vă spun este că prietena mea Sorina, draga mea Sorina, viitoarea mea nășică, este reprezentanta Avon și bineînțeles, de fiecare dată când are ocazia, îmi face cadou câteva chestii. Primul cadou pe care l-am primit de la ea este această cremă de la Encanto, care are miros a prune cu alune. Mi-a făcut acest cadou pentru că i-am spus că vreau să încerc această cremă, dar nu cu gândul de a-mi face cadou, ci pentru că vreau să mi-o cumpăr, însă a renunțat și ea s-a gândit să-mi dea să încerc pentru că ei a plăcut și a zis că trebuie să o încerc și eu. Mai am aici, bineînțeles, o cremă de mâini. Aceasta miroase a shea, a unde shea și a apă de trandafir. Miroase foarte interesant, mai ales că mie îmi place untul de shea. De fiecare dată când fac comenzi la ea, primesc, bineînțeles, mostre și am aici o mostră de loțiune de colp cu magnolie coral. Am o mască, nu știu ce asta. Este o cremă de față cu acid hialuronic 1,5%. Pe aceasta am încercat-o, o să o vedeți în empty. Dar mai am aici două mostre așa micuțe, una de la Incandescence și una de la Cherish Escape. Atât de multe mostre am de la ea așa micuțe încât am umplut așa un recipient foarte mic așa cu ele. Tare, tare drăguțe, abia aștept să le mai folosesc. Și am mai primit o mostră așa de la Her Stories, varianta cea nouă. Nu le-am desfăcut, că am vrut să vi le arăt și vouă, să vedeți cât sunt de faine. Iar de 8 martie am primit de la ea și cu siguranță și de la soțul ei un parfum pe care mi l-am dorit întotdeauna și v-am vorbit despre acest parfum, cred că în tagul acela cu parfumuri. Este vorba despre Today de la Avon, care îmi place mult de tot. Abia am așteptat să fac acest video și să pot să arunc cutia și să-l pun în colecția mea. Este foarte elegant, foarte simplu și miroase atât de bine și de senzual și de fain. Și persistă, chiar persistă. Îmi place mult, mult de tot și îmi place alegerea pe care a făcut-o. Oricum știa că vreau să-mi cumpăr acest parfum și îi mulțumesc mult, mult de tot pentru că este un parfum pe care chiar mi l-am dorit. Trecând mai departe, aș vrea să vă arăt un pachetel pe care l-am primit de la cei de la Bastor. Este vorba despre campania acestora cu Lisa Skin, Xerolis 5 și 10%. Este vorba despre cremele lor, emulsiile lor pentru corp. Așa arată. Cu 5 și 10% uree. Tot așa am păstrat cutiile pentru că am încercat una dintre creme, iar una o să ajungă la Sorina. Aceste emulsii sunt foarte delicate cu pielea, nu au parfum și hidratează foarte, foarte bine. Am vrut să vă arăt și acest pachetel pe YouTube pentru că îl prezentasem și îl deschisem pe Instagram. Dacă nu mă urmăriți, nu uitați să o faceți pe contul manuela.nedelea. Spre acest plic tare simpatic de la Makeup Shop pe care cu sufletul la gură l-am așteptat, pentru că înăuntru am două rujuri, adică este un singur ruj în două nuanțe, foarte, foarte căutat. Abia l-am găsit, abia am făcut rost de el, fără să merg în magazin. Este vorba despre rujurile de la NYX, Shine Loud. Eu am nuanța Ambition Statement, care este un nude maroniu. Și mai am Rebel in Red, care este așa un roșu, pe care încă nu le-am deschis și propun. Asta dacă sunteți și voi de acord, să facem un clip de testare cu produse noi, pentru că am câteva produse pe care abia aștept să le testez și aș vrea să fac împreună cu voi. Anul acesta mi-am propus să încercăm multe rujuri, pentru că vreau să găsesc rujul cel mai rezistent pe care să-l folosesc și la nuntă. Bun. Mai departe, aici am un pachetel care nu are niciun nume, însă este un pachetel de la colțul de make-up fetelor și băieților. Am de fapt două comenzi. Una făcută în ianuarie și una făcută în februarie și una făcută în martie. Acum așteptam, cred că am așteptat după această comandă să vină ca să pot să filmez acest clip. Am făcut curat înainte să fac acest clip, dar sincer, adevărata curățenie vine după acest clip, după ce încep să arunc din cutii. Ce mi-am cumpărat eu de la Makeup Shop, datorită unei prietene care știa că îmi doresc mult,
mulțumesc să încerc și să vină la noi în România aceste paletuțe. Este vorba de Bite Size de la Elf și le am aproape pe toate, cu excepția a două. Una nu mi-a plăcut și una o să vină în alt pachet, despre care o să vorbim noi altă dată. Nuanțele pe care eu le am sunt Cream and Sugar, care arată așa. Pe aceasta, sinceră să fiu, am și încercat-o. Am fost machiată într-un clip cu această paletă. Restul le desfac acum, promit. Nu le-am desfăcut, nu am umblat, n-am făcut nimic. Următoarea este Berry Bad, care arată într-un fel. Arată ca unele dintre paletele Natashei Denona. Deci, fetelor, abia aștept să încerc aceste produse și sunt tare curioasă dacă vreți să facem un clip cu încercarea acestor produse și dacă vreți să facem acest clip, spuneți-mi, vă rog frumos, în comentarii care dintre produse să le folosesc. Acesta este Pumpkin Pie, care chiar arată a dovleac. Așa arată truffle, arată ca o ciocolată. Aceasta are un albastru tare frumos și abia aștept să le încerc. Nu știu pe care să o aleg, că sunt tare, tare multe și frumoase. Iar ultima pe care o am, care până acum îmi place, cred că cel mai mult, din culori. Și fetelor de la mine, de la servici, tot aceasta le place cel mai mult. Bine, cred că pe cealaltă nici nu le-au văzut. Însă aceasta este paleta care se numește Rose Water, care are nuanțe de roz, roziu și așa mai departe. Sunt niște paletele pe care mi le-am dorit de foarte, foarte mult timp și abia așteptam să apară la noi în România, să văd ce preț au. Diferența de preț este destul de mărcică, pot să înțeleg acest lucru, datorită faptului că vin din altă țară, Elf nu livrează la noi în țară și așa mai departe. L-am păstrat doar cârchia. Aici am un pachetel de la Pink Panda. Iar în interior, pentru că mi-a fost recomandat de una dintre fetele de pe YouTube, am cumpărat aceste două produse. Este vorba despre fondul de ten de la Catrice, True Skin Hydrating Foundation. Eu îl am în nuanța 04 Natural Porcelain. Să știți că l-am încercat, nuanța vine foarte bine, însă mai trebuie puțin să-mi dau seama dacă îmi place sau nu îmi place, pentru că tenul meu este unul mix spre gras și încă nu-mi dau seama dacă îmi place sau nu. Iar pentru acest fond de ten mi-am cumpărat și concealerul, tot din aceeași gamă, care arată așa. El îl am în nuanța 005 Warm Macadamia. Acum concealerul este puțin cam închis pentru mine. Dacă este să-l folosesc pe acesta, am câteva trucuri pentru a-l putea deschide și să pot să lucrez cu el. Bun, și acum vine, aceste cutii care stau aici pe măsuță de ceva timp, să-i spunem, și aș vrea să încep cu această cutiuță pe care o am de la DCM, un site de pe care abia așteptam să comand, am așteptat atât de mult după acest pachet, cred că vreo 2 sau 3 săptămâni, însă a venit și a venit foarte frumos împachetat, nu am avut nicio problemă cu acesta. Iar în interior avem asta. Mi-am cumpărat 2 aciduri hialuronice de la The Ordinary, pentru că îmi place foarte, foarte mult acidul de la The Ordinary. În schimb, o să vă arăt următoarele produse și este vorba despre un fond de ten și un concealer tot de la The Ordinary, un fond de ten care a fost lăudat și pe care abia am așteptat să-l primesc, să-l încerc, să văd dacă e fain. Este vorba despre fondul de ten Coverage Foundation High Coverage Formula în nuanța 1.1N. El arată așa, aceasta este cutia. Nu are, are pompiță, dar nu are capac. Însă nuanța este superbă, se potrivește perfect cu tenul meu și vreau să vă mai spun un lucru. Ca să-mi găsesc nuanța potrivită pentru acest fond de ten pe care nu am avut cum să îl văd în realitate, am folosit site-ul Foundation, ceva de genul. O să las link pentru site în descriere ca să vedeți despre ce este vorba. Pentru concealer am ales tot nuanța 1.1N Fair Natural. Concealerul arată cam așa, este mic și drăguț și tare fain, doar că este cam deschis pentru mine, pentru că l-am încercat să văd dacă e la fel de fain ca și fondul de ten. Acum aștept să-mi spuneți și părerile voastre în comentarii, să-mi spuneți pe care dintre fondurile de ten să le folosesc, care concealer să-l folosesc, care paleta, care ruj, așa mai departe. Mai am aici o cutie
care nu mai știu de unde este. Trebuie să mă uit în interior să văd de unde este. Ah, mai am o cutie de la Kiehl's. Aici am o comandă de la Kiehl's pe care vreau să vă spun că nu am desfăcut-o deloc. Doar m-am asigurat că nu curge nimic. M-am uitat și un pic cu ochii să văd dacă totul este în regulă. Vă mulțumim pentru comanda plasată pe Kiehl's. Vă rugăm să ne lăsați și un review. Foarte, foarte fain această felicitare. Mi-am dat această comandă în special pentru că îmi doream de foarte mult timp, și știți și voi acest lucru, această cremă pentru ochi cu avocado. Aceasta este crema pentru care am făcut această comandă. O crema care nu se vede, bineînțeles, că bate foarte tare lumina, care este sigilată. Abia aștept să o încerc, pentru că pe cealaltă de la Balea v-am spus că o să o dau mamei lui Claudiu. Și am văzut pe YouTube și pe Instagram și pe TikTok, pentru că mă uit și pe TikTok, foarte lăudată această cremă Ultra Facial Cream, care arată așa. Mi-am luat-o în varianta de 28 ml cu ideea de a o încerca. Este la fel sigilată, abia aștept să le încerc să văd ce este cu ea. Iar în perioada în care am făcut eu această comandă, pe lângă faptul că primeai 5 mostre pe care puteai să ți le alegi, asta este o chestie foarte, foarte faină la ei, am mai primit încă 3 mostre și 2 mini produse. Așa, și să vă arăt ce mostre am eu aici. Am o dată Midnight Recovery Concentrate. Am Powerful Wrinkle Reducing Eye Cream. Abia aștept să-l încerc și pe acesta, pentru că produsele de la Kiehl's sunt chiar foarte, foarte faine. Am Midnight Recovery Eye. Mai am aici Powerful Strength Line Reducing Powerful Strength Line Reducing Concentrate cu 12,5% vitamina C și acid hialuronic. Pe asta l-am încercat și mi-a plăcut mult de tot. Mai am aici Ultra Facial Cleanser, care am auzit că este foarte fain. Și după aceea am uitat și la el, doar că am fost fraieră când l-am luat, că nu are preț foarte mare. Mai avem aici Ultra Facial Oil Free Cleanser. Acum am făcut să mă spăl pe față, nu că n-aș fi avut. Vital Skin Straightening Super Serum. Deci am acum la chestie de încercat de numai. Și mai am o mostră pentru crema de ochi, aceea cu avocado. Am zis eu două mini produse, dar am primit 3 mini produse. Este vorba de Ultra Facial Cream. Deci am una mică, una mare. Mai am aici Candula Serum Infused Water Cream. Și mai am o mască cu avocado, Avocado Nourishing Hydration Mask. Deci am acum de la Kiehl's o grămadă de produse pe care trebuie să le încerc, în afară de crema de ochi pe care o am încercat-o și știu care este treaba cu ea. Mai departe, o să trecem la această cutie pe care o am de la site-ul makeup.ro, pe care am primit-o astăzi și în ea avem odată acest scrub cu cocos de la Nakomi, care arată așa. Este un giga scrub pentru că este foarte mare, are 200 de grame, care în interior prima dată am crezut că este, cum se numește, ai cum miroase, am crezut că este un decor, dar este de fapt scrub, miroase a tort cu ciocolată, cu cocos, cu mult, mult, mult cocos. Iar motivul pentru care am dat această comandă a fost această mască de la Laneige pentru buze, Lip Sleeping Mask, care era, din câte mi-aduc eu aminte, cu fructe de pădure mi-am luat-o, acea variantă. Aceea era cea mai votată pe site-ul de la Sephora din Statele Unite, care arată așa, pe care abia aștept să o încerc, pentru că în ultima perioadă am niște buze foarte, foarte uscate. Abia aștept să încerc acest produs. Iar pentru că am făcut comandă de la ei, am primit și o mostră de Facial Mud Mask, care zice, o să fie, nu știu dacă merge pe toată fața mea, pentru că e cam micuță. Da, nu știu, o să vedem. Comanda mea de la EMAG a venit prin Easybox. Dacă nu știți despre acest tip de livrare, este
în primul rând, mai ieftin, vine mai repede ca și cum ar veni prin curier, doar că nu-ți vine acasă, îți vine într-un loc cât mai aproape de casa ta, un loc unde îți depozează cineva cutia într-un dulap, cum ar veni, și tu doar trebuie să mergi să ridici cutia cu un anumit cod sau cu un cu QR-ul acela. La noi în logo, să știți că nu a fost până acum, pentru că am avut nevoie și nu a fost. Dar de curând am văzut și am descoperit că sunt două easy boxuri. Pentru mai multe detalii vă rog să vă uitați pe EMAG, pentru că acolo o să găsiți cel mai apropiat easy box de casa voastră. Bun, și aici am două produse. Produse care se află în acea campanie de la P&G despre care vă vorbeam pe Instagram. 50% banii înapoi. Dacă nu știți despre această campanie, scrieți-mi în comentarii sau pe Instagram, pentru că o să vă dau toate detaliile de care aveți nevoie și pe care le dețin și eu, ca să vă pot ajuta să vă recuperați jumătate din bani. Am văzut foarte lăudate aceste două produse de la Pantene. Avem șamponul fără sulfat Lift and Volume pentru păr des și lung, cu biotină și apă de trandafiri, pe care am așteptat să îl încerc de nu mai pot, dar nu m-am abținut. De motiv pentru care vreau să vă spun de ce am părul așa de mov. Este pentru că am rămas fără șampon și nu am vrut să-l desfac, pentru că îl uitam în baie, la fel cum am făcut și cu gelul de duș de la Avon. Și am zis că las că folosesc șamponul meu mov de la Kalos și mi-am făcut părul mov. Dar nu este nicio problemă, că mie îmi place și așa arăt foarte diferit de cum arătam până acum. Tot din acea gamă am și balsamul, care arată așa, produse pe care abia aștept să le încerc. Iar ultimul pachet pe care îl am aici este unul de la Douglas. Cumpărarea acestui pachet și ajungerea pachetului în posesia mea și a unuia dintre produse este Andreea Stăicuț. Dacă nu o urmăriți pe Andreea Stăicuț, nu uitați să o faceți, pentru că este o femeie foarte simpatică, este o femeie cu bun gust și elegantă. Eu o urmăresc pe ea cu drag și spor, este o persoană care mi s-a pus așa drag pe ea și este una dintre preferatele mele. Așa că, datorită clipului ei despre care v-am vorbit cu rutina de îngrijire a părului, în posesia mea a ajuns această pudră de la Bumble & Bumble, Pret A Powder for Normal to Oily Hair, care arată așa. Abia aștept să o încerc, pentru că m-a asigurat că o să mă îndrăgostesc de ea și abia aștept să fac acest lucru. Am primit cadou, la orice comandă de produse Bumble & Bumble, am primit un primer de protecție împotriva UV și a căldurii, care arată așa, e un mini produs de nu știu câte grame are, 30 de ml, dar pentru a fi testat, cred că este foarte, foarte eficient. Și dacă tot am făcut comandă pe Douglas, mi-am cumpărat și serul cu cafeină de la The Ordinary, care mi s-a terminat și chiar avem nevoie de el. În cutiuța de la Douglas am primit un card de reducere 15% la achiziții de minim 200 de lei până în data de 31 martie 2021. Și am primit două mostre, produse pe care eu încă nu le-am văzut niciodată. Este vorba despre Coolistar Ativi Puri Hyaluronic Acid Moisturizing Routine. Habar n-am ce este această chestie. O să cercetez această chestiune și o să vedem despre ce este vorba, pentru că ea vine într-o chestie așa, unde aici este sunt picăturile de acid hialuronic și aici este cremă. Nu știu, o să vedem care e treaba cu ea. Dacă știți ceva despre această cremă și acest brand, nu uitați să îmi lăsați în comentarii, pentru că sunt tare curioasă dacă ați încercat și vă place. Și aici mai am, oare cum se scoate asta, nu știu. Da, și aici mai aveam, cred că, o mostră de parfum de bărbat, care cred că mirosea foarte fain. Așa, se numește Eisenberg Paris Secret Amber Orient, care arată așa, care se trăgea așa în sus și oare mai iasă?
Da, m-am parfumat acum cu ea. În loc să-i dau lui Claudiu, m-am parfumat cu ea. Și miroase foarte interesant și masculin. Da, foarte interesantă această mostră care se desfăcea așa și trebuia doar să apeși așa ca să iasă. Cred că am terminat-o. Pull here and press. Da, cred că am terminat-o, dar ajunge și la Empties. Îmi place mult, mult de tot o share-ul la Empties. Acestea fiind spuse, cam astea sunt produsele pe care eu mi le-am cumpărat în ultima perioadă, produse pe care nu le-am cumpărat dintr-o dată, le-am cumpărat așa treptat, câteva produse în ianuarie, câteva produse în februarie, câteva produse în martie și așa mai departe. Sper că v-a plăcut acest clip. Nu uitați să vă abonați canalului, să-i dați un like videoclipului dacă v-a plăcut. Iar în secțiunea de comentarii vă invit să-mi spuneți dacă vreți să facem un clip cu produse noi și care vreți să fie acestea. Iar dacă ați încercat unul dintre aceste produse, nu uitați să-mi lăsați în comentarii. Până data viitoare, aveți grijă de voi. Vă pup, toate cele bune. Bye. Am uitat să vă spun despre acesta, nu știu pe care am făcut. Bye.